Bună ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Astăzi v-am invitat în emisiune pe Adriana Giugulea. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Specialist în nutriție și biorezonanță. Da. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Astăzi o să abordăm o temă dragă mie și ție și multora. Da. Stil de viață sănătos prin abordare holistică. Este, din punctul meu de vedere, cred că principiul după care se va ghida și medicina actuală. Din ce în ce mai mult medicina modernă abordează holistic omul, din fericire. Neuroștiințele cam asta încearcă să arate, că omul nu este doar un corp fizic, ci un trăiește în simbioză cu, și cu alte funcții și alte funcții chimice. Bineînțeles că nu e o noutate asta. Medicina orientală vine de mii de ani cu abordarea asta și în China, medicina chinezească și medicina tibetană și medicina indiană abordează holistic o problemă de sănătate. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e o abordare corectă și dacă oamenii, în general, ar fi educați și ar avea, ar privi o problemă de sănătate la modul ăsta, altfel s-ar rezolva mult mai rapid, s-ar duce pe toate planurile și pe termen lung ar avea numai de câștigat, pentru că și-ar înțelege și boala și cauza și n-ar fi tratat doar efectul și un întreg lanț. Exact. Din fericire, medicina clasică începe așa cu pași timizi să meargă în direcția aceasta, pentru că am ajuns mai toți dintre noi la concluzia că rezultatele nu sunt întotdeauna satisfăcătoare în ceea ce privește tratamentele medicinei alopate și că de multe ori este nevoie să completăm. Mie îmi place des să fac o comparație așa, la îndemâna oricui în a înțelege lucrurile. O mașină, dacă începe să se defecteze și o duc la mecanic, poate îmi schimbă în primă fază radiatorul, în faza a doua îmi schimbă niște bujii, dar la un moment dat are nevoie de o revizie completă, pentru că acel radiator defect la un moment dat a adus niște prejudicii și în alte direcții. Corect. Și dacă ingineria a făcut pașii ăștia de mult, eu cred că și medicina ar trebui să accelereze puțin și de altfel se și văd niște semne pozitive. Iar eu am plecat de la o minte foarte pragmatică, căutând niște răspunsuri în ceea ce privește copilul meu, în ceea ce privește sănătatea mea, dar am plecat pe bucățele ca în final, și poate o să discutăm despre lucrul acesta, în final să ajung la concluzia că nu era suficient doar studiul nutriției, n-a fost suficient doar studiul energeticii, nu a fost suficient studiul minții sau al sufletului, că de fapt trebuia să le adun pe toate. Și acum asta fac la mine la cabinet, am această abordare holistică și nu vorbesc în calitate de nutriționist despre un regim strict, o dietă cu, eu știu, câteva alimente la micul dejun sau două măsline seara ca să evităm caloriile, ci vorbesc despre un stil de viață sănătos cu toate aceste aspecte cuprinse. Ai ajuns la concluzia asta de abordare holistică după mai mult timp. Pentru că după ani. Din păcate, ai fost format în aș fi diferite? Vrut să vină cineva și să-mi spună și să mă convingă, repet, având un pragmatism foarte mare, să mă convingă că cea mai bună abordare este asta holistică. Din păcate, nu am avut șansa. Dar am descoperit singură, slavă Domnului, în câțiva ani și n-a trecut o viață. N-am avut o abordare fragmentată în final, ci am înțeles că trebuie să le cuprim pe toate. Prima abordare a fost aceea a nutriției,
Însă, în scurt timp, după ce căutam răspunsuri pentru fiica mea, de ce se îmbolnăvea foarte des și am mai spus-o și în alte ocazii, am înțeles că nu era doar nutriția de vină, că erau, am început pas cu pas, încet, încet, să înțeleg că erau, de fapt, emoțiile mele, transmise. Ale mamei, transmise ei copilului. Asta, deci a scrie 10 cărți 10 numai pe subiectul ăsta. Și este inepuizabil, după părerea mea, și tot descoperim, și eu descoper în fiecare zi ce putem să facem cu mintea. Ce și legătură există între mamă și copil, indiferent că e fată sau băiat. Mai ales în primii ani ai vieții. Fantastic, așa este. Mai ales în primii ani ai vieții, mie îmi place să spun că acel cordon umbilical, de fapt, nu prea se întrerupe niciodată. Poate că nu mai este la fel de puternic ca în primii 6 ani de viață, dar între mamă și copil există... Recunosc. Da. Așa este. Și transmitem emoțiile noastre extraordinar de mult copiilor. Și atunci am înțeles, aducând-o în primă fază într-o alimentație corectă, și neobținând rezultatele așteptate, am înțeles că mai sunt și alte aspecte pe care trebuie să le studiez. Și așa am plecat pe drumul acesta, al descoperirii emoțiilor, al descoperirii puterii gândurilor noastre, al descoperirii importanței sportului, mișcării, oxigenării, hidratării, și aici, dacă avem timp, o să discutăm. Sunt toate aspectele acestea care nu funcționează, o spun cu părere de rău, nu funcționează separat. Poate doar parțial. Temporar, da. Da. Da, așa este. Că tot ai punctat despre puterea minții, recent am văzut un documentar și cu studii făcute prin anii 80, deci foarte mult timp în urmă, cu aparatura rudimentară din acea perioadă, 80-90, strict pe oameni care au avut probleme de sănătate inimaginabile, deci de nerezolvat, li se spunea de la spital, o să caz mori, închis. Da, într-o săptămână, da, două maxim, gata, s-a terminat. Și oameni care nu doar că n-au ascultat aceste sfaturi, au avut șansa să întâlnească oameni care i-au ajutat să se vindece cu ajutorul minții. Da. Documentarul chiar asta viza ce impact are mintea asupra corpului uman dacă este folosită corect. Da. Și am văzut niște cazuri absolut fabuloase, inclusiv oameni care, medici, repet, care își învățau pacienții, își operau pacienții ori sub stare de hipnoză, ori sub niște terapii care le induceau o stare de o stare bine. Pozitivă. Da. În care efectiv pacientul era ca și cum ar fi fost anesteziat, dar și în loc să aibă procesul lung de recuperare de câteva zile, o săptămână, după jumătate de oră se ridica și pleca. Dar îți dai seama că avem șansa... Medic, repet. Da, avem șansa fiecare dintre noi, în fiecare minut al vieții noastre, să ne învățăm mintea să gândească corect. Și eu le spun pacienților mei la cabinet, le cer să facă un exercițiu de imaginație și puteți să-l faceți și dumneavoastră acasă, de câteva secunde, zeci de secunde, în care să vă duceți cu mintea într-un moment din viața dumneavoastră când v-a fost bine. Aveați energie bună, aveați o stare emoțională bună, aveați bani. Și acela să fie momentul de start pentru hotărârea de a începe un nou stil de viață. Pentru că dacă ți-amintești starea de bine, s-ar putea să găsești în tine și voința să începi să faci ceva cu adevărat. Dar a ne duce cu, a arunca cu vina, a căuta vina în altă direcție pentru sănătate, lipsa sănătății noastre este o greșeală, pentru că sănătatea noastră este direct și totalmente determinată de voința noastră de a fi sănătoși. Cu alte cuvinte, puneți întrebarea în fiecare zi: îmi doresc cu adevărat să fiu sănătos? Vreau, aleg asta? Uite, paradoxal, și la mine la cabinet, când vin oameni, întâlnesc, în ultima perioadă am întâlnit un pic mai un procent mai mare de persoane care
sunt aduse efectiv târâte de familie sau de prieten sau de o persoană iubită, e nedorându-și exact rezolvarea și este foarte dificil, aproape spre imposibil să lucrezi da cu astfel de oameni și spune eu nu-mi doresc, nu cred în așa ceva, sunt niște da prostii, o pastilă e sfântă sau o operație. Da. Și atunci... De fapt, în interiorul lor, dacă s-ar face săpături mai adânci din punct de vedere psihologic, există alte traume, există poziția de victimă, din păcate, care în care se situează mulți, foarte mulți dintre noi. Și se atașează de... Și se atașează, da, ne place să stăm acolo pentru că primim atenție. Este o realitate pe care foarte puțin sunt dispuși să o accepte. Însă, eu îi spun și fiicei mele în fiecare zi, ai de ales între a fi o învingătoare în ceea ce privește relația ta cu viața ta, între a fi o învingătoare sau a fi o victimă. E simplu. E o alegere. În fiecare moment facem o alegere. Aleg să fiu sănătos, aleg să fiu un învingător, aleg să fiu un exemplu pentru mine, când mă uit în oglindă să fiu mulțumit și să fiu un exemplu pentru ceilalți. Da? Corect. Deci o alegere. Și frumusețea vieții în sine constă în a alege să fim fericiți. Stilul de viață sănătos constă în a alege în acest moment să am un stil de viață sănătos. Nu să dau vina pe stat că am alimentele pline de euri, pentru că să fim serioși. În această abundență, în ghilimele, de alimente nesănătoase, sunt și oameni care le sănătos găsesc așa pe este cele care sunt sănătoase. Sunt. Deci, nu pot să dau vina doar pe stat pentru ce este în farfuria mea. Corect, corect. E, și din fericire s-au înmulțit, cel puțin în jurul Bucureștiului, nu știu care este prin restul țării, cum, cât de dese sunt aceste ferme de permacultură, dar în jurul Bucureștiului sunt, este plin. Sunt, există posibilități. Din ce în ce mai multe da și ți le aduce și la ușă și crescute bio, eco, cum dar vrei. Dar să știi numai, că nici nu știu dacă trebuie să ne ducem neapărat. Eu am descoperit în piețele, nu o să dau nume, că nu știu dacă, da, am descoperit țăranii noștri sunt, cu sunt care intri într-o relație și îți stabilezi ziua, ora, totul este să vrei. Da. Sigur, dacă vrem să fim victime în continuare, vom găsi tot felul de scuze. Nu am timp. Cumpăr de la supermarket. Da, eu nu știu ce, nu cred. Nu. Deci, alegerea este acum aleg să fiu sănătos. Iar ce spuneai, vreau să revin puțin, ce spuneai tu la referitor la mintea noastră care ne determină starea de sănătate, eu pot să spun că văd pe aparatele de biorezonanță. Ai menționat la început că sunt specialist în biorezonanță. Aparatele acestea detectează emoțiile care se află în spate, acelea pe care poate de multe ori nici nu ni le recunoaștem și care de foarte multe ori sunt cele care ne sabotează până la urmă chiar și o voință, o, cum să spun, o hotărâre de moment. Adică cum ar fi în acest moment eu hotărât să am un stil de viață. Dar în spate este ceva care mă sabotează. Un psiholog foarte bun sau un aparat de genul acesta cu un specialist bun în spatele lui poate aduce un echilibru emoțional și mental. Nu înseamnă că depindem 100% și că fără aceste aparate sau fără sau un psiholog terapeut, noi nu putem să ne găsim echilibru. Ba, putem. Trebuie doar să deschidem niște cărți, să deschidem internetul și să căutăm informații. Acum, slavă și Domnule, avem informații. Calea cea mai scurtă este, până la urmă, tot să abordezi un terapeut cu experiență e care foarte adevărat îți indică concret pașii prin care, poate, dacă ai fi căutat de unul singur pe internet sau prin cărți, ai fi pierdut foarte mult ani timp. Ți-ar fi trebuit asta ani în cazul în care da ai nimerit calea bună. Exact. Dacă nu a trebuit să citești 5 biblioteci până să găsești o carte care să-ți dea informația... E o șansă și o șansă imensă pe care o avem în perioada asta de... pe care noi o trăim. De acces pentru, la informații. De acces la informații. Chiar în weekend am fost la un seminar pe parte de kineto și osteopatie și posturologie și am stat și am realizat că acum 10 ani, 15 ani toate informațiile astea nu le puteam lua de pe internet sau da trebuia să fac o facultate de kineto da și mă duceam 3-4 ani.
Acum foarte multe informații condensate într-o perioadă scurtă de timp. Plătești, dar dacă ăsta ți este interesul și vrei să te specializezi, să fii bun și să schimbi stilul de viață, Se poate, se poate. se Adică poate, nu sigur. mai e un apanaj exclusivist doar pentru unii. Da, Trebuie să faci e la facultatea de îndemâna oricui. medicină, poți să faci facultatea de kineto sau de psihologie. Au apărut cursuri conexe care condensează foarte multe informații de genul ăsta. Da. Slavă Domnului că sunt Și mulți specialiști. în toate domeniile, da, în toate domeniile. Dintre toate direcțiile acestea în ceea ce privește stilul de viață sănătos, eu pot să spun că aș îndrăzni să fac un top al importanței ca și determinare a Da. sănătății. Mintea este Numărul ocupă 1. locul numărul unu, da. Adică vin chiar să sabotez prima mea iubire, nutriția, și spun că putem să mâncăm sănătos, să fie perfect în Așa este. farfuria noastră. Dacă mintea noastră produce gânduri negative, și așa am găsit explicație de ce bunicii mei de la țară, Care mai mâncau și nu știu. da, mâncau și carne, nu erau neapărat vegetariani, sau mâncau carne puțină, ok. Dar nu luau, nu știu ce, spirulină, nu luau, nu știu ce, omega, nu luau. Chlorela. Da, și totuși au trăit peste 90 de ani și bunica mea încă mai trăiește să fie sănătoasă, dar erau într-un echilibru mental, emoțional și spiritual extraordinar. Și Vezi atunci că spun, simplitatea până la urmă da, ne îți dă o întoarcem anumită încet, încet la la simplitate, da. simplitate, la smerenie. Da. Și la legătura cu Dumnezeu, până la urmă, s-o spunem, cu Universul, fiecare să-l Cum numească vrea, cum da. vrea, dar când noi ne deconectăm și mie îmi place să spun așa lucrurile mai pe înțelesul oamenilor. Dacă mă scot din priză de la universul ăsta, mă deconectez, cum să am pretenții să fiu bine, să fiu în echilibru? Înțeleasă, acceptată și Da, integrată. exact. Trebuie să existe o conexiune, o conectare. Referitor la primul punct, o să fac o mică paranteză. Așa este, dincolo de nutriție și de alimentație ultra-mega sănătoasă cu bio-eco, tot ce este mai nevăzut și mai curat de pe planeta Pământ, dacă mintea ta este impură, murdară și gândurile sunt și intențiile nu tocmai cele curate, se va vedea asta în sănătatea ta și pe corpul tău. O să dau un mic exemplu. Eram la un seminar de gătit vegetarian. Eu aveam pe acolo niște cărți la vânzare și a fost primul meu impact cu oameni care de peste 5 ani, 10 ani de alimentație raw vegană, care este cea mai pură, cea mai curată, topul, corpurile lor, acelor persoane arătau Dezastru. dezastru, nu aș putea folosi multe cuvinte, erau ciuruiți. Și asta și m-am întrebat cum e posibil, pentru că în general omul de rând când caută pe internet informații despre alimentația sănătoasă, despre alimentația vegetariană, raw vegan, care și mai și văd foarte multe poze cu vedete sau persoane celebre de prin Occident, care la 70-80 de ani arată impecabil, fără Da, riduri, ar da. tonus, vitalitate, chef de viață. Și atunci am zis, ok, oamenii ăștia au același stil de viață, dar unii arată wow, super bine, unii nu. Da, de ce? Dimpotrivă, la polul care unde se face diferența? Diferența am aflat-o destul de rapid. Ca să completez tot ce ai zis mai devreme, toți aveau în comun ceva. N-am nicio. I-ac accept pe toți. Dar parcă prea mi-a sărit în ochi faptul că oamenii ăștia erau atei și erau foarte agresivi. Exact. Deci Și erau aici vreau foarte să agresivi completez ceva, da. cu toți cei din jur care nu acceptau modul lor de viață. Da. Deci dacă nu, oamenii din jur nu erau raw vegan și erau lacto-vegetariani, adică ar fi consumat și lactate, nu l-acceptau pur și simplu că, ok, asta e. Nu, săreau la gâtul lor.
Și asta, starea asta interioară și arăta un mod de gândire, că tot am vorbit de minte, iar modul ăsta de gândire creierul îl percepe și se Da, reflectă ulterior absolut. în Instantaneu se instantaneu. reflectă. Da. Și închei paranteza, câteva persoane care erau de 10 ani, erau vegani, aveau pielea foarte plină de acne, erau tot corpul erau. Și mi-am dat seama că în tradiția, în medicina indiană și în yoga, iubirea, chakra iubirii, chakra inimii, anahata, este atribuită ca și organ de organ fizic pielea. Și atunci imediat am Se făcut legătura, reflectă da, neiubirea. imediat, da, neiubirea se reflectă imediat, se vede pe Sigur, piele. este o direcție în care putem să ne ducem cu discuția. Vreau să fac o completare la ce ai spus. Mai la începuturi, când am deschis cabinetul, am avut și o surpriză de genul acesta, un domn care a venit și mi-a spus în câteva cuvinte istoricul Da. dânsului, că e vegetarian, că face mișcare în fiecare zi, că bea apă. Și totuși, aparatele de biorezonanță mie îmi spuneau cu totul și cu totul altceva. Până la sfârșitul ședinței am înțeles în ce stare emoțională era, am identificat de ce erau atât de multe dezechilibre și am ajuns cel puțin eu, nu știu dacă și dânsul, am ajuns la concluzia, exact ce spuneam și mai devreme, că nu este suficient să mâncăm sănătos, să facem mișcare, dacă în cazul dânsului era într-o mânie exagerată. Și ulterior am Și înțeles, ca și permanentă, completare, că dacă o ai că 5 minute, e una. sunt doi stâlpi pe care, pe oricare dintre ei l-aș înclina, îl strâmbă și pe celălalt. Corect. Este stâlpul iubirii și al iertării. Dacă nu-i țin pe amândoi drepți în viața mea, nu funcționează lucrurile. Și pot să, repet, pot să iau spirulină cu pumnul sau pot să mănânc numai Verde, verde, da. sau să fiu ro-vegan și ajung să am acne din nenumărate alte motive, nu numai că există dezechilibre Emoționale, nutriționale, da. că și nutriționale, și aici e alt aspect de discutat, că suntem vegetarieni, suntem ro-vegan, dar e o știință, eu nu recomand, deși sunt vegetariană, dar nu recomand așa să devenim peste noapte vegetarieni fără să avem o informație sau să fim ghidați în prima parte, în primele luni, pentru că apar dezechilibre de gen vitamina B12, care aduce niște dezechilibre pentru corp și la nivelul pielii. Adică veganii aceia cu, cum ai spus, cu acne, nu întâmplător aveau acne și pe planul și venită și din direcția asta emoțională, dar Și și din deficiențe nutriționale. E de analizat opțiunea aceasta de a deveni vegetarian. Este o opțiune foarte bună, dar trebuie făcută cu știință. așa este. Da, de asta sunt cărți, de asta sunt Da. nutriționiști, de asta Da. sunt oameni pregătiți în direcția asta Da. pentru a fi apelați. Eu, dacă vreau să învăț tâmplărie, e Deschid o adevărat, pot carte, să-mi cumpăr fac o ceva, mă carte duc la... de tâmplărie, dar tot mai bine și mai rapid învăț dacă mă duc la un meșter care să mă învețe cum să Să dau cu stau dantul. lângă el, da, și să îmi spună. Ani de zile, eu am făcut foarte mulți ani dansuri de toate felurile, dar vreau foarte mult să fac salsa. Aveam cursuri de salsa luate de pe internet, de pe YouTube, aveam zeci de filmulețe și cursuri, nu s-a prins nimic. Până nu am mers Nu la te-ai dus curs la curs, să învăț normal. de la un specialist, nu am învățat. Normal, da. Asta e și. Mai un aspect de atins, după părerea mea. Stilul de viață sănătos e cuantificabil până la urmă în starea energetică pe care o avem. Dacă eu am un stil de viață sănătos, asta mi-aduce absolut obligatoriu și o energie, o vitalitate pe parcursul întregii zile, un somn odihnitor noaptea. Așa îmi dau seama dacă mă hrănesc corect, dacă gândurile mele sunt bune, funcție de energia pe care o eman, pe care o simt. Ai scos un porumbel pe gură. Ai observat cumva vreo legătură între modul de a gândi și ceea ce cumpărăm și mâncăm? Da.
Că În se știe general, și de mâncatul pe fond emoțional. Bine, aici da, e de analizat aici, sunt de analizate emoțiile, însă să știi că am observat și pe mine și în general când emit niște teorii, le-am trecut prin filtrul meu. În momentul în care ai descoperit direcția aceasta spirituală sau a controlului minții, tendința este să începi să alegi, și am înțeles să o studii în profunzime ulterior, tendința este să alegi alimente venite din natură. De ce? Pentru că alegerea este făcută din punct de vedere vibrațional. În noi este o vibrație și alegem alimentele cu vibrație asemănătoare. Pe de altă parte, și venită discuția din direcția opusă. În momentul în care am în alimentație o pondere foarte mare de alimente vii, încet, încet se schimbă și starea mea emoțională, și starea mentală, și alegerile mele se schimbă din ce în ce mai mult, și în direcția alimentației, și în direcția prietenilor, și în Apoi toate se schimbă direcțiile. toată Se rezonanța. schimbă, exact, se schimbă frecvența corpului meu. E ca și cum, ca la radio. Schimb frecvența, ascult de la muzică clasică, de la rock La sau clasică, da. la clasică, Dance, da. da. E de urmărit, însă ce schimbă instantaneu, frecvența corpului, vibrația corpului nostru, sunt gândurile noastre. Instantaneu. Așa este. Și dacă ne uităm până la urmă, uitați-vă la fotografiile Sfinților Părinți, cât sunt de luminoși la față. Exact asta vorbeam astăzi la cabine cu o pacientă. Cât sunt de luminoși, cât sunt de strălucitori. Asta arată starea lor interioară, mentală și emoțională, legătura cu. Când ești lipsit de griji sau nu te împovărezi cu fel de fel de lucruri din lumea modernă care înainte nu erau, prin... Dar ce înseamnă, de fapt, grijile? Când mă îngrijoresc, de fapt, eu îl exclud pe Dumnezeu din ecuația vieții mele. Dacă eu îl țin în ecuația vieții mele, nu mai am griji, că îi dau lui grijile mele. Bine punctat. Da. Așa este. Și atunci am în fiecare moment de făcut o alegere. Rămân conectată, cum spun eu, conectată la divinitate sau mă zbat aici ca un pește pe uscat. E alegerea fiecăruia dintre noi. Dar când devenim conștienți, lucrurile se simplifică. Pentru că în fiecare moment eu sunt conștientă de gândurile mele și de alegerile pe care le fac. De la ce pun în farfurie până la ce dau voie minții mele să emită ca și gânduri. Sfinții Părinți, că tot ai adus vorba, spun așa că Dumnezeu când vrea să te pedepsească, te lasă de capul tău. Ce nici pe diavol nu-l mai lasă să se ocupe de tine. Ce ia, dă-te la o parte, mă dau și eu la o parte. Bineînțeles, e o metaforă, dar Da. se înțelege. Hai să vedem ce poți să faci. Tu. Da. Tu. De fapt, am citit recent că Dumnezeu este atât de bun că nu ne pedepsește El în sine, ne pedepsim noi prin alegerile pe care le facem. Și până la urmă, să fim serioși, nu devin obeză pentru că așa a vrut Dumnezeu. Devin obeză pentru că eu mi-am pus în farfurie niște alimente. Sau nu devin depresivă pentru că mi-a pus Dumnezeu gândurile acelea. Devin depresivă pentru că, sigur, aici subiectul este larg, pentru că nu m-am dus imediat la doctor imediat ce am constatat niște semne, pentru că m-am lăsat ancorată permanent într-o stare emoțională. Sunt multe aspecte de discutat, dar nu Dumnezeu îmi pune în farfurie, nu Dumnezeu mă ține într-o relație abuzivă, nu eu prin alegerile pe care le fac. S-ar putea să fie lucruri pe care să le accepte mai greu lumea, dar și mi-asum. Însă. Sunt total de acord și asta e o realitate, pentru că și eu văd în jurul meu oameni care, inexplicabil, culmea, ei sunt conștienți că sunt într-o relație toxică, Da. și sunt mai atașați cu De ca niciodată suferință. de acea suferință provocată de
individul sau individa din relație și spun, îmi dau seama de tot ce se întâmplă, observ cât de mult rău îmi face, nu pot să ies. Da. Bă, cum nu poți să ieși? Că nu e... Nu te ține nimeni mie cu îmi forță. Place să spun, nu există nu pot, există nu vreau, de fapt. Însă trebuie să ne recunoaștem lucrurile astea și să avem curajul să ne ducem să stăm în oglindă, noi cu noi, pentru că nu e rușină să stai tu cu tine și să-ți recunoști ție. Să-ți recunoști, da, am mâncat o ciocolată, sunt vinovat, ok, mă iert acum, dar uite, iau hotărârea de mâine să nu mai mănânc o ciocolată întreagă o dată. Mănânc o tabletă de ciocolată neagră. Depinde și de stilul de viață. Dacă ai, da, ești fit, poți să mănânci și o ciocolată dacă ai 130 de kilograme. N-aș zice, pentru că ieșim din sfera stilului de viață sănătos. Nu înseamnă neapărat că dacă ești slab, poți să-ți permiți o ciocolată. Sigur, poți să-ți permiți, însă ieși din zona asta, pentru că acolo este mult zahăr, acolo sunt multe grăsimi și stil de viață sănătos nu înseamnă că mă abțin astăzi de la a mânca o ciocolată. Înseamnă că eu sunt conștientă că o ciocolată nu-mi face bine, poate din când în când să-mi permit o tabletă, o pătrățică de ciocolată, dar alegerile în proporție de 99% sunt în direcția unui stil de viață sănătos. Adică nu mă duc să fac sport, nu mă duc să alerg sau mă duc la sală pentru că trebuie, ci mă duc pentru că știu, deja am devenit conștient că mi-este bine. Adică e adevărat, e un prag. Prag până la care muncești intens cu mintea ta, care tinde să te țină într-o zonă de confort. Însă odată depășit pragul acela, te poți descoperi pe tărâmul frumos al unui stil de viață sănătos, care nu mai este greu și nu mai este dureros, este... Da, da, a luat o altă turnură. Da. Referitor la legătura dintre puritatea interioară și ce cumpărăm și ce mâncăm, în timp ce povesteai, mi-a venit în minte exemplul asceților, pusnicilor, maiștilor, sfinților din toate religiile. Toți erau vegetarieni, s-au scris despre asta în cărți, și era o alegere de hrană care venea conform stilului lor de viață și a modului de a gândi. Și acel, puritatea interioară impunea și ceea ce își alegeau să-și pună în farfurie. Da. Până la urmă, nu întâmplător ne-au fost date posturile, pentru că posturile venite din zona religiei noastre au darul să ne pună poate cât un pic pe drumul cel bun. Adică țin postul Paștelui și poate am șansa să descoper starea aceea emoțională. Dacă stă atent la mine, am șansa asta, sigur. Dacă stă atent la sufletul meu, la interiorul meu, la starea mea, am șansa să descoper în perioada postului că am avut o stare mai bună. Și poate să-mi permit în afara, când s-a terminat postul, să-mi permit să mai reiau. Poate nu o lună cât e postul sau o săptămână sau să încep să mă gândesc și să accept o cură de detoxifiere pentru că am văzut ce benefice au fost în perioada postului. Poate sunt posturile, ne-au fost date ca un start, da? Și sunt sigură că ne sunt benefice ca și completare pentru starea emoțională și mentală și legătura spirituală pe care o creăm teoretic, dacă nu și practic unii dintre noi, în perioada asta a postului, prin rugăciune, prin... De asta se și spune că postul nu este doar abținere de la mâncare. Fără discuție. Dar poate fi un start, repet. Poate fi un start, mai bine decât deloc. E adevărat și aici este o nuanță. Am observat că abținerea de la niște pofte imense face foarte rău minții și trupului și ideal este, din punctul meu de vedere, să ajungi în zona în care țin natural acel post, acel stil de viață, adică nu e o abținere, ci înțeleg și îmi face bine și integrez natural asta este un idealul, stil de viață. Asta este idealul, dar
dacă ascult, eu am, vorbesc cu multă lume, este pragul acela de care vorbeam mai devreme, este lupta cu mintea noastră. Până când eu îmi domolesc mintea, este această luptă. Și nu știu dacă pot să sar peste etapa asta, dar sar cu mult mai ușor repetând posturile sau repetând curele de detoxifiere, mintea începe încet, încet să fie mai blândă, să nu se mai opună cu atâta virulență. Uh-huh. Dar e chestiune de exercițiu. Și uitați-vă cât de multă lume spune exact în perioada postului îmi vin cele mai multe pofte, de atunci aș mânca. Atunci, pentru că este mintea care se opune. Încă o dată, da. Ca să nu mai vorbesc de alte energii. Da, da, da. Așa care este. Vin exact să te ațâțe. Știu. Da. Continuăm clasamentul? Ca și valoare, da. Deci după minte n-aș mai pune locul 2 sau locul 3, le-aș pune pe toate pe același loc. După minte și suflet și emoții, care sunt pe locul 1, pe locurile următoare sunt, desigur, cum am vorbit, alimentele, ar fi oxigenarea, mișcarea, respirația. Uh-huh. Și iată, tu ești în zona asta foarte bine pus la punct. Hidratarea, odihna, și odihna nu înseamnă, și aici e un aspect de discutat, somnul e somn, odihna e odihnă. Și odihna, somnul sunt cele 6-8 ore în funcție de nevoile fiecăruia. Da. Și o să intrăm poate în alte emisiuni în detaliu, în anumite condiții, cu o oxigenare corectă pe timpul nopții, o umiditate în cameră. Însă odihna nu înseamnă statul în fața televizorului și, eu știu, cu un film de acțiune care, de fapt, ne ține mintea tot așa ca un elastic întins, ci înseamnă relaxarea, statul împreună cu familia, plimbat, cititul unei cărți. Dacă ar fi masaj. Să împărțim, da, tot felul, masaj, tot felul de tehnici de relaxare, dacă ar fi să împărțim ziua, eu aș împărți-o în 8 ore de muncă, 8 ore de somn sau pe acolo, și 8 ore de odihnă, da. Și nu fur, să nu fur dintr-o parte într-alta, că de fapt îmi fur căciula. La modul echitabilă. La modul fur 2 ore de somn și le pun la muncă. Mai devreme sau mai târziu, să știți că plătim facturile. Ni se pare așa, joacă, că stăm la muncă 16 ore și pot. Mie spun des lucrul ăsta. Dacă pentru o mașină îmi permit să fac un casco, poate că și pentru corpul meu, mental, emoțional, toate corpurile, ar trebui să-mi fac un casco la modul, să am grijă din timp de el. Da? O să te citez mult de acum încolo. Da. E bună comparația. Sunt oameni cu bani, care își fac foarte mulți bani. Mii de euro casco la mașină, dar dacă le sugerez să-și ia... Și n-aș vrea să mergem pe panta asta negativă. Da, ok. Dacă sugerez să ia un supliment preventiv... Uh-huh. Nu neapărat că se uită în buzunar, că sunt prea scumpe, ci nu dau atenție. Uh-huh. Deci dacă mergem doar în direcția atenției, dacă dăm atenție mașinii noastre, unei table, de ce n-am dat atenție corpului nostru? Corpului care a tău. Corpului nostru. Mâncând corect, hidratându-mă corect, având grijă de oxigenul pe care îl inspir. Ok, trăim în noxele astea din orașele astea mari, însă nu mă oprește nimeni să fac din când în când o plimbare în parc, unde e mai multă vegetație. După aceea nu mă oprește nimeni să-mi spun o rugăciune sau să fac o meditație sau să stau relaxat. Da. Și ăsta este casco pe care îl facem. Sau nu mă oprește nimeni să iau preventiv la sugestia unui specialist, repet, la sugestia unui specialist să iau un supliment care mă va feri, poate, de multe ore petrecute în spital. De fel și de accident. Că de față de casco, suferință. Da,
Exact. E mult mai bun decât asigurarea clasică la mașină, pentru că n-ai bătăi de cap cu casco. Da? N-ai bătăi de cap. Ești asigurat, ai dus-o. N-ajungi acolo, da? Și cu corpul nostru de ce nu facem așa? E simplu, pentru că cei mai mulți dintre noi trebuie să învățăm ce înseamnă adevărata iubire de sine. Nu aceea dusă în zona narcisismului, mă iubesc și îmi cumpăr cele mai scumpe parfumuri și cele mai de fiță ghete. Dar o vitamina C acolo, un complex dar, de B-uri, nu? Sunt, e dureros ce spun, sunt, mă duc în sfera asta a sclavului papilelor gustative. Că am vorbit mult despre nutriție. Da? E o neiubire de sine. Când îmi pun în farfurie doar ce plac, ce papilelor mele gustative, sunt... Clorofilă, nu îmi place să mănânc, adică, dar pot să-ți cumpăr capsule. Sigur, sigur. Sunt variante pentru toate gusturile și să știți că asta este adevărul. Alimentele nu mai sunt la fel de valoroase ca acum 100 de ani. Asta este realitatea în care trăim, da. O acceptăm, nu ne batem cu nimeni, însă facem tot ce putem ca să aducem plus valoare în corpul nostru. Sunt firmele noastre românești de suplimente extraordinare. Foarte bune, da. Se fac studii multe, se iau medalii de aur în străinătate. La un preț accesibil. La un preț accesibil, da. Avem, slavă Domnului, între timp, destui specialiști care au căpătat experiență. Mm-hmm. Sunt aproape 30 de ani de la Revoluție, nu? Așa este. Nu avem scuze să ajungem sincer. De ce să ajungem în spital bolnav când putem să facem prevenție? Eu foarte mult merg pe ideea de prevenție. Și habar n-am. Mulțumesc lui Dumnezeu, la mine, la cabinet, tendința este să fiu căutată de către oamenii care își doresc prevenție. Și credeți-mă că este mult mai important, mult mai important să faci prevenție decât să vindeci o boală. Să înseamnă educație. Da. Și încet încet să știți că și românii se educă. Nu eram așa. Eu am crescut în familie cu ceaier din plante, cu tot felul de... Ești un caz fericit. Buruieni și de sucuri la storcător. Unele nu-mi plăceau la gust, adevărat, dar știam de la mama, îs bune, ia acolo, luam cu ei. Ești un caz fericit. Cei mai mulți dintre noi, cel puțin în ultimii 30-40 de ani, n-am crescut așa. Am crescut cu antibioticele și încă mai suntem mulți în direcția asta. Acum descoperim și încet, dar suntem pe drumul cel bun. Mie îmi place să fiu optimistă pentru că văd de altfel diferența de la un an la altul. Și eu văd, da, e adevărat. Da. E un trend bun. Și ce fac la cabinet, aparatele astea de biorezonanță, exact asta detectează comparativ cu o analiză de sânge care e foarte bună, fără discuție, dar ne detectează predispozițiile. Și ce bine e să știi că ficatul tău, să zicem, are o predispoziție către, eu știu ce să spun, producție de colesterol mai mare. Sau. Și atunci lucrezi pe ficat, din timp, înainte să te doară, înainte să apară afecțiuni grave. E minunat. Așa este. Asta înseamnă stil de viață sănătos una peste alta. Prevenția pe primul loc. Medicina modernă, dacă ar aborda așa și ar exista în fiecare cabinet o astfel de abordare, ar fi minunat. Sau colaborări cu specialiștii care au abordările astea. Au început să apară, Da. Și timid, eu am colaborări. Timid. Și eu am colaborări și ne ajutăm reciproc. Adică eu vin pe direcția aceasta naturopată și desigur când sunt cazuri grave, nu lucrăm doar cu suplimentele naturale sau doar cu alimentele. În cazuri grave, normal că se ajunge și la antibiotice, se ajunge și la operații, adică nu se exclud. Asta trebuie să înțelegem cu toții, că medicina alternativă nu exclude medicina clasică, se completează și ca prevenție este minunată. De ce să iau hapuri de antibiotice când pot să am o imunitate crescută având grijă de alimente și completând cu suplimente și mi-e foarte bine.
stau într-o epidemie de gripă, bine mersi, nu mă afectează niciun virus. Da, așa este. Da, și eu sunt fascinat de evoluția aparatelor din ultimii 10-20 de ani și mai fascinant este că sunt accesibile nouă. Da. Pentru că în trecut erau doar pentru un cerc restrâns de oameni de știință, cercetători care le studiau, le foloseau aparate poate într-un cerc restrâns. Acum, uite, cu toții avem acces la astfel de nu doar de metode de diagnostic, ci și de evaluare. Ne ferim de evaluare. Diagnostic noi, da, evaluare, de evaluare. Ci și vine cu un plus pe acolo unde găsește scame de echilibru energetic. Eu nu contenesc, în fiecare zi sunt fascinată de aceste dispozitive și n-am cum să nu mă gândesc dacă aceste dispozitive sunt deja pe piață, sunt avizate, avem dreptul să lucrăm cu ele. Se testează. Cu ce lucrează ei? Da. Americanii, rușii. Mi-e frică să mă gândesc uneori. Probabil. Deși peste 10 ani... Uneori mă gândesc, Marius, că poate peste, și sunt optimistă și îmi place să fiu așa optimistă, poate peste 10-20 de ani, 30, habar n-am, 10 ani, hai să fiu optimistă, peste 10 ani nu vom mai avea nevoie nici de aceste aparate, pentru că vom ajunge la așa o evoluție a minții, încât ne vom trata instantaneu, ghidând mintea în direcția pozitivă. Eu cred că aici vom ajunge. Încet, dar sigur. Încă e mai tachinesc pe prietenii mei stomatologi, am câțiva, și le zic, tot mergeți pe la conferințe, încă nu s-a descoperit o substanță în aia sau o pastilă pe care ai luat-o și îți cresc toți dinții la loc, perfect, dar fără operație, fără nimic, să nu te mai chinuie nimeni. Am văzut, acum câțiva ani au dat o știre că în laborator se pot reproduce, luându-se țesut, se pot reproduce. Este să nu mai treacă omul prin tot procesul ăla de... Dar ca să nu mai ajungem acolo, la dantură stricată, la afecțiuni în tot corpul, oare nu e bine să avem grijă din timp? Ne întoarcem iar la dulciuri. Ne întoarcem și la dulciuri, ne întoarcem la un mediu intern, de fapt, un pH, un mediu intern acid. Așa este. Care nu poate fi ținut sub control printr-o alimentație preponderent acidă, cum ar fi proteina animală, ci preponderent vegetariană. Așa este. Nimeni nu, eu nu exclud și, repet, chiar dacă sunt adepta unei alimentații vegetariene, da, pot să înțeleg, pot să fiu de acord cu persoanele care consumă carne, însă nu pot să fiu de acord cu excesele. Putem să avem o alimentație cu toate alimentele. Dacă suntem într-un echilibru, e ok. Adică pot să mănânc și carne, pot să mănânc și brânză, pot să mănânc și ouă, pot să mănânc și o bucățică de ciocolată. Însă una este să mănânc, repet, o ciocolată și alta este să mănânc o pătrățică. Aici e o graniță destul de fină, că e greu să păstrezi echilibrul ăsta. Mai vrei un pic, mai un pic nu se pune, dar nu se pune azi, nu se pune mâine. Și nu mă refer doar la kilogramele care se pun pe noi, ci mă refer la pierdem un pic din starea de sănătate azi, mai pierdem un pic mâine și uite așa ne trezim că trebuie să ajungem la spital cu cumulativ totul. Și problema știi care este? Pe care nu iau în calcul oamenii decât atunci când ajung în situația gravă. Te doare, ești în suferință, dar ei oare în calcul faptul că tu aduci suferință și celor din jurul tău? Dacă ai copii și pe copiii tăi îi doare suferința ta, că te vede pe tine că te doare, da? E implicit, dar nu-i mai asiguri nevoile la fel cum i-ai asigurat dacă ai fi o persoană sănătoasă. Adică sunt multe aspecte la care, dacă suntem sinceri, ar trebui să ni le luăm în atenție, da. Pentru că eu îmi doresc să fiu sănătoasă și pentru mine, că mă iubesc, dar și pentru copilul meu și pentru cei care mă iubesc.
Am o obligație. Altfel devii un calvar pentru toată lumea. Sigur. Și știi, până la urmă, nici nu știu să spun dacă este important cât trăim. Este important cum trăim. Că la ce îmi folosește să trăiesc 100 de ani dacă sunt calvar pentru cei din jurul meu? În ultimii 30 de ani. Da, ultimii 30 de ani. Sau, ok, nu sunt pentru ei, dar dacă ultimii 30 de ani mi petrec dintr-un spital într-altul, eu zic că este timpul să luăm hotărâri sincere, noi cu noi. Da, îmi doresc să fiu sănătos. Da, aleg să fiu sănătos. Adică nu ține de azi vreau, mâine nu vreau. Iar ține asta de o alegere. O acțiune, înseamnă da. Să acționezi și înseamnă pe termen lung. Pe termen lung înseamnă toată viața. Da. Până... Și fără să ne speriem. Repet, nu este de speriat. Devine stilul de viață sănătos, devine de parte firesc. Din tine. Da, da parte este, din da. Tine. Adică poți să te duci și la petreceri și credeți-mă, ai ce să mănânci. Uh-huh. Acum încă e mai ușor. Acum 10-15 da, ani era mai greu. Și totuși se putea și atunci. Se putea. Eu sunt de 20 de ani am renunțat la carne. Și mereu mă întreba lumea, nu ți-e greu când ești da. În oraș la un restaurant, zic, mă, niște cartofi prăjiți și o ciorbă da. De lume tot găsesc. Adică exact. Lumea are impresia că eu mănânc doar salată. Dacă ai renunțat la carne, ești vegetarian, nu. Doar salată. Nu. Zic, nu. Nu e așa, am de ales între... Nu. Sunt... Și partea bună este că trăim într-o țară unde jumătate din an este post. Și multe restaurante s-au adaptat. Da, da, și exact. În perioada postului, cu atât mai mult își dezvoltă rețetele, dar multe le păstrează și pe toată perioada anului. Da. Sunt restaurante arabești, chinezești, da. Indiene, care sunt pline de rețete fără carne. Poate să facem odată o emisiune special pe tema asta, pentru că vezi, și a fi vegetarian și a te duce în zona asta unde mănânci ciorbiță cu prăjitul cepei, mănânci fasolea aia în care s-au prăjit legumele, nu este întotdeauna cea mai bună alegere. Deci e de discutat aici. Pentru că, de exemplu, multă lume spune eu în post mă îngraș. Odată, că mâncăm în post mai mulți carbohidrați, că mâncăm prăjeli multe, că e de discutat pe tema asta. Așa este, de-aia eu merg foarte mult în oraș când ies cu prietenii. În general aleg un chinezesc, pentru că acolo legumele se fac al dente, nu sunt călite ca la noi până nu mai rămâne nimic. Da. Și, na, sunt multe mirodeni. Da. Ca de obicei, când subiectul este foarte interesant, se termină repede emisiunea, dar, așa cum spuneai, trebuie să coacem o nouă emisiune, pentru că e un subiect care este inepuizabil și da. Putem intra și mai adânc în subiect, în profunzime, subiect. Da. Și pe bucățele, așa, părerea mea. Pe bucățele, mea. Da, e cel da. Mai bine. Da. Până atunci, noi o să ne revedem pe... Și eu aș vrea să transmit. Te rog. Să transmit un ultim sfat. Auzim la televizor foarte des îndemnul acesta. Zilnic consumați fructe și legume. Eu aș adăugă ceva. Zilnic consumați zâmbete, fructe și legume. Foarte frumos. Mulțumim. Mulțumim. Ne revedem pe canalele media și pe cablu și pe 6tv.ro.